Meciul cu viitorul va fi un spectacol frumos, asta a spus Leo Grozavu, antrenorul principal de la FC Botoșani, înaintea partidei de vineri seară de la ora 18. Lupta dintre cele două echipe va fi strânsă pentru că gazele vor să se mențină pe locul 2, iar oaspeții vor un loc mai bun în clasament. Și în plus, ambele echipe abordează stilul de atac în timpul meciului și nu unul defensiv. Întâlnim o echipă care joacă fotbal, joacă de mult timp împreună, o echipă omogenă, cu jucători foarte tineri și în același timp foarte valoroși, cu un antrenor care și-a pus amprenta foarte mult pe această echipă. Mai mult ca sigur că lumea care va veni la stadion va asista la un spectacol frumos. Înainte de a pleca la Botoșani, antrenorul de la Viitorul Constanța, Gică Hagi, a declarat că va fi un meci spectaculos cu o echipă puternică, agresivă și se va vedea câte goluri vor da și câte vor primi. În schimb, Leo Grozavu a replicat că cel mai bine este ca FC Botoșani să nu primească niciun gol. Mi-aș dori să nu luăm nici măcar un gol, chiar dacă poate la un moment dat, dar sunt sigur că spectacolul nu va suferi chiar dacă meciul se va încheia cu puține goluri. Pentru că sunt două echipe care încearcă să-și impună filozofia, jocul, respectiv atacul, să joace pe atac. Pentru jocul din această seară, Leo va putea miza pe cel mai bun 11, fiind de așteptat să arunce în teren formula Iliev, Patache, Miron, Burcă, Popovici, Bordeanu, Vajvari, Golovka, Istvan Fiulop, Astafei, Matulevicius. Biletele la acest meci au prețul de 20 de lei la tribune și 10 lei la peluze și pot fi achiziționate de suporteri până la ora de start a partidei.